În perioada 12 decembrie-15 ianuarie, Galeria de Arte Ioan Sima a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău este gazda unei expoziții inedite, Confecționarea tradițională a pieptenilor. Evenimentul prezintă meseria de confecționare a pieptenilor din coarne de animale prin metode tradiționale. Cu ajutorul fotografiilor document din colecția Cicher Andrei, este prezentat și descris procesul tehnologic folosit la confecționarea pieptenilor. De asemenea, expoziția conține pieptene executate din coarne de animale, dar și alte obiecte, precum vaze, sfeșnice sau cuiere și unelte specifice meseriei. Această meserie, practic, a dispărut în a doua jumătate a secolului 20, ca urmare a descoperirii materialelor plastice și utilizării acestora pe scară largă, dar și a introducerii tehnologiilor avansate, respectiv automatizarea proceselor de producție.